adevărată suferință a iubirii, adusă în convingător de Iurie și Marina Braiș, perechea 63. Virgil Grigore, Florentina Cutaru, de la clubul ANEF din București, România. Alexandru Solcoi, Raluca Miholceanu din Oradea. Vitali Prochin, Elena Guzur. Locul 2, perechea Valentin Butanche, Ștefania Bunica, de la Clubul Sportiv Școlar numărul 2 din București. Bucurie în egală măsură pentru profesorul Violet Nastase, vicepreședinte al Federației Române de Dans Sportiv, Mihai Petre și Melania Istrate, Clubul Sportiv Școlar numărul 2 din București, România. La ediția 4-a concursului internațional de dans sportiv organizat de Televiziunea Română și Federația Română de Dans Sportiv, Melania Maică plânge, este firesc, imensă bucuria acestei talentate dansatoare. Merita să auziți exclamațiile dansatorilor când l-au văzut pe Virgil Grigore. Nu, era marfă, copii, cu pantalonii aceia bufan, sau pe Mihai Petre. 1994, unul din primele concursuri mari la polivalentă. Ați văzut ce decor, ce lumini. Televiziunea Română atunci se implica și se implica datorită unui om minunat. El ne-a pus la dispoziție și aceste filmări. Așa încât următorul premiu de excelență, vă rog. Este cel căruia îi datorăm organizarea și televizarea primelor competiții de dans sportiv în România, internaționale, deschidând astfel drumul Federației Române de Dans Sportiv în televiziune. Primul concurs internațional din România a fost transmis cu 5 care de televiziune. A fost cel care a întrezărit potențialul imens de spectacol pe care îl oferă dansul sportiv. Tocmai de aceea s-a străduit să-l promoveze în toate emisiunile sale. Un om extraordinar cu care am organizat eu, am prezentat, el a produs, a organizat în 1989 primul concurs de dans, 1989, fiți atenți, de dans sportiv la polivalentă. În Flash Dance, în interviu, am povestit mai multe, dar nu toți au revistat. Nu știam nimic despre dansul sportiv, nici eu, nici el. Am făcut atunci un juriu prestigios în frunte cu maestrul Oleg Danovski. Toate numele mari ale coreografiei dădeau note ca la Steaua fără nume. Așa credeam că trebuie, dar asta e important mai puțin. S-a filmat, dar la vizionare, cabinetul 2 a văzut acolo niște piciorușe la dansurile latino, a zis, nu intră pe post așa ceva. Așa încât s-a putut transmite doar în primele luni după Revoluție, în 1990, a fost deschisă în clipa aceea calea pentru concursurile mari de dans sportiv. Numele lui îl cunoașteți cu toții, îl iubim, îl respectăm. Premiul de excelență pentru Titus Munteanu. Practic lui Titus îi datorăm și înființarea Federației de Dans Sportiv. Ții minte, Titus, te-ai dus la Cornel Dinu, era secretar de stat la Ministerul Sporturilor, bun prieten cu el, așa s-a semnat actul de naștere al Federației. A avut și o funcție onorifică în conducerea Federației. Felicitări, Titus! Amintiri extraordinare. Parcă spuneai 18 concursuri televizate realizate de Titus Munteanu. Majore, să ne mai dai pentru următoarele gale. Felicitări, Titus Munteanu. El acum are o emisiune extraordinară cu copilași, numai cu acordul minorilor se cheamă, muzicală, dar și dansează la Televiziunea Română, România 1. Următorul premiu de excelență.
primului președinte al Federației Române de Dans Sportiv. A fost primul care a făcut investiții majore în dansul sportiv în acei ani de început, Angrei, omul datorită căruia România a fost prezentă la primul campionat mondial de dans sportiv la Singapore în anul 1992. Câteva mari concursuri internaționale de la Polivalent au fost împreună cu el și au fost marile succese ale genului. Maestrul Constantin Duțu! Realizator de spectacole internaționale de televiziune, un om căruia dansul sportiv românesc îi datorează imens. Multe felicitări! Și sunt convins că va fi în continuare alături de dansul sportiv, așa cum a făcut-o întotdeauna. Atunci să revină și domnul Titus Munteanu, rog mult de tot să vină aici, pentru că ei sunt corifeii genului, vrem să facem o imagine și cu viitorul, următorul laureat, membru fondator al Federației Române de Dans Sportiv, a fost președintele acesteia mulți ani, a dus o muncă de pionierat în dansul sportiv într-o perioadă când acesta era foarte cunoscut și foarte puțin practicat în România. A organizat prima ediție a unui concurs de dans de societate, Dansul Florilor, la Pitești, în 1984. Arbitru internațional, arbitra numeroase concursuri în străinătate, Polonia, încă din 87, Ucraina, Bulgaria, Cehia, Germania, Italia, Macedonia, Republica Moldova, Rusia, Iugoslavia, mentorul atâtor antrenori și arbitri. Din anul 2000, doctor în educație fizică și sport, autor de lucrări științifice, având ca temă dansul sportiv, Viorel Năstase! Titus Munteanu, Constantin Duțu și Viorel Năstase! Doamne, câte amintiri, câte emoție! Deputat în Parlamentul Republicii Moldova și președinte al Federației Moldovenești de Dans Sportiv de mulți, mulți ani, a venit în țară pentru prima oară la inițiativa maestrului Vasiliu. La început, a început cu pregătirea sportivilor români cu antrenori străini. Dânsul a fost primul care a făcut acest lucru. A organizat primul lot al României la dans sportiv la București și primul cantonament centralizat la Cluj-Napoca. Dânsul ne-a învățat să recunoaștem primele reguli din dansul sportiv internațional. Și când am spus Codreanca, am spus Petru Cosun! Împreună cu Valeria Mangra, am văzut acolo pe Marina și Iuri Braiș, ce ani frumoși, ce tineri și frumoși eram. Petru Cosun, Titus Munteanu, Viorel Năstase, Constantin Duțu, merită fotografiați, filmați din toate unghiurile, o fotografie pentru istorie, cinci bărbați pentru istorie, a șase acum.